Iată-ne, dragi telespectatori, la cea de-a treia ocazie a programului Începe să trăiești. În prezentarea anterioară ne-am bucurat pentru faptul că am descoperit că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și fiecare suntem chemați să ne găsim rolul și identitatea reală în această lume. Unii dintre noi ne purtăm ca și când nu am ști că suntem creați de un master designer inteligent. Dar acum, având conștiența identității, nădăjduim că vom avea putere să știm cum să acționăm demni de originea noastră. Suntem fericiți pentru că într-o lume cu atâtea posibilități ați ales ca acum să fiți alături de noi. Puteți chiar anunța pe Facebook sau Twitter, de ce nu chiar și pe Messenger, în lista de prieteni, la ce vă uitați chiar acum. Te provoc! Te provoc! Gândește-te la Dumnezeu și descoperă cine ești. Alege să trăiești la superlativ. Te provoc să ai mereu o inimă veselă. Fii ceea ce poți fi. Viața ta nu este un joc. Dumnezeu este arhitectul destinului tău. Prietenia ta valorează foarte mult. Dacă vrei în viața ta o prințesă, poartă-te ca un prinț. Te provoc. Te provoc. Nu te vinde pe nimic. Libertatea este darul lui Dumnezeu. Prețuiește-o. Te provoc ca dincolo de moarte, veșnicia să fie destinația ta finală. Libertatea înseamnă responsabilitate. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Visează mai mult decât întâmplări. Alege cu Dumnezeu destinul tău. Libertatea costă, deci păzește-o. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Depășește așteptările. Molipsește-ne cu zâmbetul tău. Dumnezeu știe viitorul. Întreabă-L pe El și apoi începe să desenezi finalul. Te provoc! Începe să trăiești! Începe să trăiești! Începe să trăiești! În această ocazie stăm de vorbă cu pastorul Robert Mandache, directorul de tineret din zona Munteniei a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bine ați venit! Bine v-am găsit! Există prietenie autentică? Răspunsul la această întrebare este da, răspunsul scurt. Dacă aruncăm o privire pe rețelele de socializare, unde întâlnim atât de mulți tineri în zilele noastre, descoperim o sumedenie de argumente care susțin acest răspuns. Friends, friends, peste tot. Vor toți să fie prietenii tuturor. Dar oare doar la asta se rezumă prietenia? Cu siguranță că nu. Nu doar la un click prin care spui da sau nu unei relații, ci prietenia autentică înseamnă bucuria regăsirii după mulți ani, înseamnă a trăi împreună evenimentele fericite din viața celuilalt, înseamnă a oferi o mână de ajutor atunci când acesta ți se cere, înseamnă a împlini și a oferi una din nevoile cu care am fost creați. Atâta timp cât va exista Creatorul, Cel care ne-a făcut cu nevoia de prietenie și cu posibilitatea de a oferi,
atâta timp va exista și prietenia autentică. Are prietenia principii sigure, stabile sau este relativă? O înclinație, un zâmbet, chestiune superficială? Dacă vorbim despre prietenia autentică, aceasta nu poate fi gândită, nu poate fi întâlnită în afara granițelor unor principii solide. O prietenie autentică se bazează pe aceste principii, cum ar fi o comunicare deschisă, sinceritate, apoi încredere care vine în urma comunicării, putem vorbi despre spiritul de sacrificiu și nu în ultimul rând despre adoptarea unui sistem de valori comun. Și atunci când n-ai un sistem de valori comun, poți să fii prieten cu cineva în mod autentic? Până la un punct, da. Dar complexitatea situațiilor de viață care îi aduc împreună pe cei doi fac imposibilă înaintarea unei relații pentru foarte mult timp în lipsa unor valori comune. Pseudovalorile pot intra în conflict și în felul acesta relația de prietenie poate ajunge la finish. În acest context, ne influențează în viața noastră prietenii pe care ne alegem? Cred că da. Prietenii pe care ne alegem pot consolida valorile la care am aderat sau, dimpotrivă, ne pot influența în vederea renunțării la ele. Dacă avem valori la care am aderat cu toată inima, cu toată convingerea și la care vom ține, vom filtra și relațiile de prietenie prin filtrul acesta al valorilor personale. Există două pasaje în Sfânta Scriptură. Unul spune așa: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Alte pasaje vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos a fost prieten cu vame și cu păcătoșii. Acum, este adevărat lucrul acesta? Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești? De ce în cazul lui Iisus nu a funcționat asta? Pentru că, dincolo de aceste ocazii în care îl întâlnim pe Iisus Hristos alături de cei care au fost descriși în întrebare, îl descoperim pe Iisus Hristos ca fiind întruparea modelului desăvârșit cu privire la valorile pe care suntem chemați să le adoptăm. Iar motivul pentru care îl întâlnim în aceste medii era legat de dorința de a transmite mai departe aceste valori. Cu siguranță că putem fi alături de cei care au nevoie de noi, chiar putem să ne regăsim în medii ce nu corespund sistemului nostru personal de valori, dar dincolo de asta, o prietenie înseamnă o relație profundă, înseamnă un schimb de impresii, înseamnă un schimb de simțăminte, de trăiri. O întrebare sensibilă pentru final. Prietenia include și sexul? Cu siguranță că da. Este vorba de acea prietenie care, ajunsă la maturitate, se cheamă căsătorie. În afara acestui tip de relație, cred că, în contextul celor spuse mai înainte, sexul nu își găsește locul. Dacă dorim să ne bucurăm de darul acesta pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, va trebui să ajungem să avem răbdare ca relația noastră de prietenie să se coacă într-una pe care o numim căsătorie. Vă referiți la relațiile între persoane de sexe diferite sau și la relațiile dintre persoane de același sex? În același context al discuției noastre despre valori, ne putem referi la persoane de sexe diferite. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, voxul ce urmează vorbește despre prietenul adevărat. Să-l urmărim. Ce înseamnă pentru tine un prieten adevărat? Un prieten adevărat înseamnă să fie lângă tine și la rău și la bine și să te ajute când ai cea mai mare nevoie de el. Persoana care mă înțelege, ar fi alături de mine, m-ar susține în ceea ce vreau să fac. Un prieten care să mă susțină și să fie la mine, lângă mine când mi-este greu și când am cea mai mare nevoie de el. Care să mă susțină în tot ce fac și să doar să-mi spună adevărul când este nevoie. Într-un fel ca să mă susțină permanent. Chiar dacă adevărul doare, nu? Da, chiar dacă adevărul doare, să îmi spună. Un prieten adevărat trebuie să mă susțină și să fie lângă mine când mi-e bine sau când mi-e rău, chiar dacă acel lucru nu este bine, poate să mă sfătuiască sau ceva, să-mi zică că nu este bine și poate pot să-l ascult, să-l înțeleg sau poate depinde de caz, poate nu. Când am niște greutăți sau am nevoie de ei, să fie lângă mine, să mă înțeleagă și la bine și la greu, să mă sfătuiască când am nevoie,
să nu mă dezamăgească, cum fac alții, dar așa sunt eu și iert. Ți-ar spune adevărul în față? Da, tot timpul. Și ar fi alături de mine și mi-am înțeles extraordinar, ar fi ca un fel de frați. Cel de-al doilea invitat al nostru în această ocazie este domnul lector universitar dr. Gili Bărbulescu de la Catedra de Asistență Socială din cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Bine ați venit! Bine v-am găsit! În cadrul unei relații de prietenie, ce contează cel mai mult? Celălalt sau propria mea persoană? Este foarte frumos să spunem că celălalt primează, că el valorează totul pentru noi și noi renunțăm la totul pentru de dragul lui. În realitate, lucrurile nu sunt chiar așa de simple și cred că noi, chiar dacă nu recunoaștem lucrul acesta, punem propria persoană în primul loc. Pentru că noi ne apropiem de cineva dacă răspunde sau nu nevoilor noastre. Deci ne alegem prietenii în funcție de împlinirea pe care ne oferă aceștia. Altfel spus, cine e pe primul loc? Nevoile noastre sunt pe primul loc. Și pe măsură ce găsim rezolvarea lângă celălalt, îl acceptăm sau nu. Sunt și situații în care, da, probabil că sunt excepții, persoane care preferă să ofere totul sau cred că oferă totul și sacrifică pentru copii, sacrifică pentru soț, sacrifică pentru partener, să ne referim strict la prietenie sau parteneră, și consideră că și găsesc împlinirea. Dar de cele mai multe ori, după câteva luni, ani de zile, în care simte că el oferă doar și nu primește ceva în schimb, lucrurile iau o întorsătură destul de urâtă pentru prietenie. Deci, în contextul acesta, trebuie plătit un preț pentru prietenie. Care este acest preț? Nu știu dacă am înțeles exact întrebarea dumneavoastră. Cred că prietenia n-ar trebui să coste într-un fel sau altul. Adică atunci când plătim ceva și nu primim în schimb, lucrul acesta înțeleg că costă ceva. Dar poate există perioade din viața relației în care unul oferă mai puțin, altul oferă mai mult, la un moment dat cu fluctuații. Cu siguranță. De aceea, uneori trebuie să plătim prețul până la capăt dacă iubim pe celălalt, dacă vrem să fim cu adevărat prietenul lui. Cred că prietenia costă într-un fel, dar acel cost se întoarce cumva. Nu există relație doar unilaterală. Nu există. Orice relație unilaterală, unidirecțională, mai devreme sau mai târziu te seacă, te golește de conținut și va deveni o obligație și nu o relație de prietenie. Deci trebuie să existe o reciprocitate. Da. Adică dacă tu oferi într-o singură direcție, cu siguranță că trebuie să-ți umpli de rezervorul din altă parte. Și atunci persoana care îți reumple rezervorul devine prietenul mai apropiat decât persoana care îi oferă. Pentru că suntem într-un program de tineret, totuși vreau să vă întreb, este posibilă prietenia reală cu Dumnezeu? Răspunsul este da și nu. Sunt câteva condiții ale prieteniei. Ca să poți să te împrietenești cu cineva, trebuie să-l cunoști. E foarte frumos, mi-ar place să spun da cu toată inima și această prietenie este accesibilă tuturor. În realitate, lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că vorbim despre o entitate pe care nu o vedem, nu o analizăm cu simțurile noastre obișnuite, nu este așa de accesibilă, cel puțin la nivelul comun. E nevoie de meditație, e nevoie de cercetare, e nevoie de analiză, e nevoie de gândire, de dialog cu alte persoane care l-au cunoscut pe Dumnezeu și după aceea intri în această relație de prietenie cu Dumnezeu. Sunt personaje pe care le-am citit în Scriptură, nu? De exemplu, Avram, prieten cu Dumnezeu, dar nici Avram nu mai trăiește printre noi și e greu să ne spună cum se întâmplă lucrul acesta. Dar cred că este șansa unică a noastră ca în decursul existenței să încercăm să ne punem timp deoparte să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și sunt convins că vom deveni prieteni. Vă mulțumesc foarte mult! Muzica nu lipsește nici în această seară. Formația instrumentară Pronobile, al cărui conducător muzical este maestrul Lodrin Marin, ne va interpreta piesa Bun Iisuse, un aranjament după un coral din cantata 207 de Johann Sebastian Bach. S-o ascultăm, dar după următorul scurt material video. Nu ești niciodată prea mic pentru a descoperi lucruri noi, a explora și a-ți face prieteni. Nu te-ai jucat niciodată suficient de mult, nu ai ajuns suficient de sus, nu ai cunoscut îndeajuns,
pentru a nu mai fi loc de ceva în plus. Nu ești niciodată suficient de ocupat încât să nu mai ai vreme pentru alții, să întinzi o mână, să zâmbești. Nu este niciodată prea târziu să-L descoperi pe Dumnezeu într-un mod nou, personal, autentic. Departamentul Tineret al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea îți oferă prin programele sale adresate copiilor, adolescenților și tinerilor, cunoscute sub denumirea de licurici, exploratori, companioni sau amicus, posibilitatea de a descoperi tot mai mult lumea din jurul tău în toate dimensiunile ei, într-un mod care să se potrivească așteptărilor și caracteristicilor vârstei tale. Mai mult decât programe, Departamentul Tineret îți oferă ocazii. Ocazia de a participa într-o tabără, la un congres, la o întâlnire, la un proiect care, într-un fel sau altul, îți va schimba viața și te va face să-ți dorești mai mult, mult mai mult. Dacă ești interesat de ceea ce facem noi și vrei să te implici în ceva anume, scrie-ne pe adresa contact@tin.ro. Pastorul și poetul Daniel Chirileanu ne va împărtăși în această seară din tainele prieteniei autentice, în prezentarea cu titlul Provocarea prieteniei. Vă invit să explorăm împreună ceea ce ne-a pregătit. Cât de mult înseamnă prietenii pentru tine? Ce faci dacă ai ajuns la fel de mare ca părinții tăi? Mergi alături de ei sau îi depășești? Știai că relațiile sunt darul lui Dumnezeu pentru oameni? A iubi și a fi prieten sunt două lucruri cu totul diferite. Respectul este ușa unei relații. Thank you.
relațiile au o matematică lor. Să luăm cifra 8 și cifra 2. Dacă așez anumite semne între ele, vor căpăta valențe diferite. Dacă le așez alături, formez un număr, 82. Dacă pun între ele semnul adunării, voi obține o sumă. Dacă așez semnul minus în această relație, voi obține o diferență. Dacă le mulțesc, obțin un produs cu mult mai mare decât suma celor două numere. Dacă le împărțesc, voi obține ceva foarte mic. Aceste două cifre și relația dintre ele reprezintă foarte bine relația dintre oameni. Ne aflăm uneori în relații de asociere cu semeni de-ai noștri și rezultatul poate fi o echipă. În alte ocazii, așezăm între noi semnul de înmulțire, concurența, și am văzut relații în care oamenii concurează unul cu celălalt, iar rezultatul este unul foarte productiv. Nu spun dacă e de dorit sau nu să fie concurență între noi. În unele relații stă mereu semnul diferenței. Totdeauna cel puternic îl scade pe cel mai mic. Se scade valoarea și astfel în acest parteneriat valorează cineva mai puțin tot timpul. Am văzut relații în care cineva este gata mereu să se împartă. Să se împartă la cel mai mic, să devine el însuși mai mic de dragul relației. Relațiile dintre oameni sunt foarte complexe. Două relații despre care aș vrea să vorbim mai mult sunt tratate și în Biblie. Una este relația dintre persoane de sex opus și alta este relația cu părinții. Dacă relația cu părinții este una de bună cuvință, relația cu persoane de sex opus este una foarte complexă, cu implicații extrem de importante pentru toată viața. Aș vrea să vă întreb, credeți că e posibilă o relație pură de prietenie, fără dragoste, între un bărbat și o femeie, fără implicații de natură sexuală, dragoste sentimentală? Adică, poate fi un bărbat și o femeie, pot fi prieteni de dialog, de plimbare, de ieșit la un ceai, de confesiuni, fără ca măcar în inima uneia dintre ei să crească un sentiment de dragoste? Răspunsul este da, cu o singură condiție, aceea ca ambele persoane să fie trecute de 80 de ani. În alte condiții, citește cărțile, vezi filme, privește realitatea și vei constata că nu există o astfel de prietenie pe lungă durată. Cu timpul, prietenia capătă dimensiuni de dragoste. Ca să înțelegem mai bine cum crește o relație între un bărbat și o femeie, hai să privim împreună ce se întâmplă pe o scară rulantă. La fel se petrec lucrurile și într-o relație dintre persoane de sex opus. După ce ai făcut primul pas, totul este posibil. Relația crește fără să-ți dai seama. Nu trebuie decât să rămâi pe scară și relația urcă spre alt nivel. Atâta timp cât rămâi într-o relație, aceasta va crește. Nu există relații care stau pe loc. Nimeni nu coboară pe o scară rulantă care urcă. Prin urmare, am datoria să fiu foarte atent la relațiile mele.
Acum aș vrea să vedeți încă ceva. Fac destul de rar treaba asta pentru că nu mă prea pricep în ale bucătăriei și organizării meselor. De regulă, când sunt singur, nici măcar nu folosesc farfurii din acestea. Apelez la astea de unică folosință pentru că sunt mult mai economice. Nu-mi place să spăl vase. Mi se întâmplă să spar destul de des câte o farfurie. Pe astea le-am folosit, nici măcar nu le spăl, le înghiți așa și le arunc la coș. Dar azi aștept niște prieteni și nu se face să-i întâmpin cu farfurii de unică folosință. Vasele ne reprezintă pe noi. Dacă mă uit la această farfurie, aș putea să o compar cu o fată. Vreau să spun, domnișoară, că din punctul de vedere al băieților, tu poți fi un vas prețios sau poți fi o simplă farfurie de unică folosință. Depinde cât de ieftin sau de scump îi te vinzi tu. Dacă te vei respecta ca un vas de cinste, important, prețios, și tânărul care vrea să intre în viața ta te va respecta pe măsură. Dacă ai să îi te oferi foarte ieftin, îi te vinzi ca un vas de unică folosință, știi ce se va întâmpla? Se folosește de tine, i-a plăcut, dar apoi, pentru că își permite, te adună, îți rupe inima și te aruncă la tot. Vrei să fii asta? Vrei să fii un vas de unică folosință? Sau vrei să fii ceva prețios în ochii celorlalți? Băieți, vreau să vă întreb și pe voi. Preferați un vas prețios sau v-ar conveni să tot întâlniți fete de unică folosință? Poate că da. Poate că-ți convine să te folosești de fete, să le câștigi ieftin și apoi să le arunci fără să te gândești la ele, la coș. Îți permiți, nu? Vreau să te întreb, dacă însă ai întâlnit pe cineva prețios, mai poți face treaba asta? Ți-ai permite să arunci la coș pe cineva la care ții, pentru care ai făcut o curte îndelungată, care ai scris poezii, la care ai visat mai mult? Poți face treaba asta și apoi să ieși din viața ei? Nu cred. Nici eu nu-mi permit pentru că ea mea ar fi foarte supărată dacă aș arunca așa ceva la coș. Nu trata pe fete ca pe cineva de unică folosință. Fetelor, nu vă lăsați să fiți tratate sau nu acceptați, nu vă considerați atât de ieftine încât să puteți fi cineva să-și permită să vă arunce la coș. Relația cu părinții
devine dificilă atunci când noi simțim că ar trebui să-i depășim, să trăim pe compropriu, să ne luăm propriile decizii. Iată cum se face și cum se poate face. Până acum am mers cu ai mei în aceeași mașină. Era mașina lor, ei conduceau, eu doar priveam. Uneori mă bucuram de priveliște, alteori comentam, dar aproape mereu deciziile, responsabilitatea au aparținut lor. Azi am mașina mea. Mă pot duce unde vreau, când vreau, cum vreau. Bătrâne, mă scoate înserite, fii atent și tu. E imposibil. E cumplit când ajungi să vrei să-ți depășești părinții, să nu poți. Pur și simplu, uite și tu, n-am cum depăși și nici nu se mișcă puțin mai tare. Trage, domnule, pe dreapta. Ok, nu mai ține. Depășiți. Nu mai rezistă în spatele lor. Hai, domne, las-o trage pe dreapta și... Ok, am scăpat. De acum, tot liber, nu mai am nimic în față. Sincer să fiu, nu prea-mi place cum am făcut. Eu cred că atunci când ești în situația de a-ți depăși părinții, se poate face treaba asta mult mai elegant și cred că mai puțin lipsit de considerație. Îți propun să încercăm încă o dată. De data asta vreau să procedăm ca la carte și vreau să vezi că se poate și respectându-i pe ai tăi. Uite, știi care e problema părinților? Atunci când simt că tu vrei să te desprinzi de ei, să-i depășești, practic nu se opun. Ei au nevoie doar să le spui că vrei să faci treaba asta și mă sigur te vor ajuta, te vor înțelege, pentru că ei m-au ajutat practic să am mașina asta. Uite, de data asta am să fac în felul următor. Semnalizez. N-am să mai depășesc pe calea ferată sau atunci când nu am voie. Sper ca el să mă vadă. Eventual am să-i fac și câteva flash-uri cu farurile. Uite. Deja a văzut. Uite. Semnalizează. Îl trage pe dreapta. Părinții se tem ca noi să nu o dăm în bar. Iar vrea ca să ne știe în siguranță. Din cauza asta, uneori sunt chiar restrictivi cu noi. Dacă le-am explicat ce vrem să facem. Își dau seama că nu ne punem viața în pericol, ei sunt de acord cu acțiunile noastre. Gata, am depășit, de aici înainte am și cugetul liber, că m-am purtat frumos cu ei, m-au crescut, m-au ajutat până acum. Viața cred că poate fi trăită mult mai frumos decât dacă m-aș enerva, dacă m-aș comporta cu ei ca și cu niște străini sau ca și cu niște vechituri pe care le arunci la gunoi. Relațiile noastre pot fi trăite frumos sau neplăcut. Cred că ne datorăm frumusețe în viață. Știai că există o poruncă, una din cele 10, care conține și o promisiune în legătură cu relația noastră dintre copii și părinți? Vreau să-ți citesc. Este porunca a 5-a din cartea Exodul la capitolul 20. Cinstește pe tatăl tău
și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este practic singura poruncă însoțită și de o promisiune, de o făgăduință. În ce privește relația dintre noi și persoane de sex opus, vreau să îți recomand o măsură de precauție pe care o știu de la Solomon, în cartea Proverbele, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Rugăminte din partea lui Dumnezeu. În cartea Cântarea Cântărilor, la capitolul 8, versetul 4, ni se spune așa: vă rog, vă rog ferbinte, fiice ale Sionului, nu treziți dragostea până nu vine ea. Pe lângă relația dintre noi și părinții noștri, relația cu cei de sex opus, mai există o relație foarte specială, și anume aceea cu Dumnezeu. În mod sigur, cea mai importantă dintre relațiile noastre este relația cu Dumnezeu. O promisiune finală. Proverbe 3, versetul 6. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ceea ce am să spun acum este un mesaj pentru o inimă rănită. Poate rănită în dragoste, poate în prietenie autentică. Cea mai de temut atitudine a unui fost prieten nu este ura, mârșăvia sau invidia. Oricum, expresia fost prieten mi se pare un pleonasm ideatic, dacă vreți. Pentru că prieten înseamnă prieten pe vecie, indiferent de vicisitudinile vieții. Dar să revin. Cea mai de temut atitudinea unui fost tovarăș de drum, de idei, de suflet, este ignoranța. Este mai greu de suportat decât ura, decât atunci când ochii scapără de invidie. Chiar decât vorbele grele care cad ca o lovitură de ciocan în moalele capului. Este o arsură a inimii care revine cu fiecare nezâmbet, cu fiecare evitare a privirii, cu fiecare ferire și neauzire a strigătului sufletului celuilalt. A ignora înseamnă a evita să cunoști, a te încăpățâna să nu faci ceva. Ceva ce oricum o să-ți pare rău că nu ai făcut. Lecția grea pe care vrei să o dai te va adânci pe tine în gol. Un gol care rămâne atunci când alungi singurul petic de rai pământesc, prietenia. Vrei să uiți, să lași în urmă sau să abandonezi relația pentru totdeauna. Însă se spune că atâta vreme cât nu abandonezi cursa, treci linia de sosire. Este adevărat și în mod tradițional nu se recomandă abandonul în nicio circunstanță. Unii găsesc felurite căi mai mult sau mai puțin cioraniene să abandoneze. Și din păcate unii sunt chiar cu studii superioare. Ceea ce îți recomand este totuși, în ciuda aparențelor, un abandon. Dar nu din această viață, deși știu că în astfel de momente îți poate trece prin cap și un astfel de gând, ci în brațele cuiva care te iubește mai mult decât oricine pe lume. Te iubește mai mult chiar decât te iubești tu pe tine însuți.
dacă îți deschizi inima către El, ca și unui prieten, poate cu strigătele tale, cu plânsul tău nestins și amar de multe ori, poate cu gesturi de agățare de ceva, poate cu zâmbetul tău strălucitor printre șiroaile ploilor obrazului, atunci pacea ta va răsări ca zorile și inundarea ființei tale cu echilibru va fi o certitudine. Și chiar dacă nu ar fi și nu ar răsări, să ai convingerea că niciun strigăt nu a trecut pe lângă urechea lui fără ca el să-l fie auzit și fără să fi dat răspunsul, uneori, atât de valabil pentru viață, încât te surprinde plăcut și chiar tandru, luând în mâinile lui întreaga povară. El este ecoul adânc al ființei noastre, fără de care ne-am simțit singuri de tot și străini, într-o lume a realității dure și contrastante. Doar spune-i, fie îngenunchiat, fie surâzând pe stradă, fie lângă patul tău, care are perna aceea scăldată în stropii seninului ființei tale, fie în tăcuta singurătatea biroului tău unde te retragi, navigând ore întregi pe internet, uneori hoinărind în stânga și în dreapta în căutarea unui sens, oriunde ai fi, doar spune-i. Mai spune-i odată cât prea durut și prea înfrigurat dor s-a zbuciumat înspre nimic și poate ignoranța pe care voiai să o aplici se va transforma în dăruire, în limpezime și grație veșnică. Filozoful român Nicolae Steinhard scrie o carte fenomenală, Dăruind vei dobândi, în care se subliniază faptul că și atunci când te simți gol și sec și simți că nu ai ce să dăruiești, atunci când îți deschizi gura ca să spui lucrurile pe care nu le simți, dar pe care știi că ar trebui să le spui, când le spui pentru celălalt, le spui și pentru tine. Pentru că dăruind, vei dobândi. Dăruind, sacrificând, vei dobândi. Sunetul suav și blând al sopranei Mediana Grațiela Vlad, care va interpreta piesa Pe aripi de lumină, care de altfel este un lied de Franz Schubert, te va ajuta să meditezi la tot ceea ce ai auzit până acum. Ca pe aripi de Bucură!
Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, spune Sfânta Scriptură. Cred că spre acest ideal de prietenie trebuie să tindem fiecare dintre noi. Acum ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Nu înainte de a vă invita și pentru ocazia viitoare de la aceeași oră la prezentarea cu titlul Provocarea Destinului, ultima din ciclul pentru tineret al programului Începe să trăiești. Dacă până acum ați tăinuit în sufletul vostru informații despre acest program, vă rog frumos, faceți un gest, scrieți un mesaj, invitați un prieten, vorbiți cuiva despre acest minunat program prin care încercăm să vă ducem cât mai aproape de idealul lui Dumnezeu. Sunt Cornel Drăvășan și nu uitați să ne scrieți pe www.începesătrăiești.ro. Puteți face chiar acum. Unii dintre noastre ne-a trimis reacții din întreaga țară, alții din străinătate. Suntem foarte fericiți pentru fiecare cuvânt pe care îl trimiteți, contează mult pentru noi, de aceea acum, în timp ce ascultați grupul A Cappella Sens din Bacău cu piesa Rămâne în veci iubirea sa, puteți găsi chiar un moment prielnic în a ne scrie. Durează foarte puțin, câteva gânduri. Fiecare dintre noi ne vom simți onorați pentru aceasta. La revedere! Aleluia, slavă, cântavă Osana, întregul univers se plimbe pace, iubire, slavă Domnului, vorbi să viu, căci Domnul nu se va schimba, rămâne veci iubirea sa. Și cuvânt, e rău de mărău, o Doamne, sunt speranța unde este. Ai venit din slavă să-ți dai viața ta, întregul univers să vezi în iară la iubire. Slavă Osana, te vom iubi cânta, prin hai tu ne-ai răscumpărat, ne-ai scos din moarte și Domnului, să venim la lui, căci Domnul nu